O foaie nouă în lor biografie,
ori vor începe să ia cu totul alte obiecte, deci mult mai complicate. Trec în alt ciclu, în ciclu gimnazial de acum. Unii ar trebui să depună eforturi mult mai mult, ca la ciclu primar. Cu ocazia acestei sărbători, vă aduc alte fericire. Vă doresc succesă, o an plin de bucurii, o an de succesă, să fiți exact la fel, așa de activi, cum ați fost și anii precedenți, pentru elevii claselor absolventi, clasele a 9, a 11-a. Vă doresc succes pe întregul an, să terminați, să absolviți școala medii, cultură generală, să terminați, să absolviți gimnaziu cu succes. Tuturor pedagogilor, le doresc mult sănătate, răbdare, succes la copii, să vă bucurați de copii cu minți, copii frumoși. Stimați profesori, scumpi elevi, încă o dată astăzi sună clopoțelul și vă invit în clasele luminoase. Mă bucură nespus de mult faptul că vă văd cu zâmbete pe buze, că vă văd frumușei, îmbrăcați frumos și sunteți plini de energie. Sper că energia aceasta a voastră să fie folosită cu chipzuință, să fie folosită în acea lume miraculoasă a cunoștințelor, să luați pas cu pas, să asaltați această lume interesantă, plină de ciudățenii și lucruri foarte folositoare pentru voi, ce vor fi de folos în viața de mai apoi. Dragi elevi, scumpi părinți, colegi și oaspeți, într-adevăr, astăzi, nu numai la noi în satul Chircăiești, dar în întreaga Republică, e o sărbătoare foarte mare, mai ales pentru cei care pășesc pentru prima dată la școală. Sărbătoarea Primul Sune se numește și Ziua Cunoștinților. Această sărbătoare este mare și pentru părinți care pentru au copii pentru prima dată care vin la școală. Le dorim sănătate, într-adevăr au venit această zi cu ploaie, cu noroc. Pentru clopoțel, cea care ne-a chemat din nou la școală, iar micuților dintre întâia le-a deschis larg ușile în țara cunoștințelor. Veți afla de ce ca toamna frunzele, cum și-a făcut guguță prieteni, de ce cuvintele patrie, grai, mamă, pâine, carte sunt sfinte și de ce, dacă împarți un măr la doi colegi, ești mai bogat sufletește. Părinți, astăzi de rând cu toate școlile din Republica Moldova și școala din sat Chircăiești sărbătorește începutul anului învățământ. Cred că se vede după pregătirea micuților, după dispoziția lor, că totuși va fi un an liniștit, un an fructuos, care micuții pentru prima dată pășesc pragul școlar, iar ceilalți își apropie, adică pășesc din partea mea personală, din partea Thank you.
Конечно.
Copiii sănătoși să ajungem în clasa 11 cu bine, să-i absolvirea lor și tot. Așa. Și Leana, și ce spune? Eu pot spune, că am venit la Roma special, cu lașii noștri, mai mers cu Timotei și vin la mama. Și mâine plec. Mă trebuie să mă la București și... Și lăsi-mi Mihai într-o șeptă? Ia-l fac loc tineva. Să-l iau la vară. Ia-l tine. Vara viitoare, mămica lui e la Roma. Leana! Asta e clasa noastră, a lui Leana Marcu. Așa, nu mai țin minte, cred că în clasa 4-a, 5-a. Așa că și eu îi stas. Curs, mă duc la Ricăriuță. Așa, ce oră, așa ea. Așa. Ea că este ea, ăsta sunt eu. O să avem Ricăriuță, de Sanci. Bună ziua! Bună ziua! Voi aveți altceva acolo în clasă? Altceva, da. Simțați clasă. Da? Ce mi-ești la urmă? Ha? Păi ce mi-ești la urmă? Bună ziua! E ca și eu. Vai mai, Leana! Leana! Vine cu așa. Nu, e clar, nu se uite să vină. Vine la mine. Bună ziua, băieții!
Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pentru tine și toate împlinești, mistrie bunătăților și vedătorului de viață, vino și te strășurește-ntr-o noi și ne curățește pe noi de toate întâlnești. Sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte care de moarte miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte care de moarte miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte care de moarte miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duhului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Sfinte, iertează și vindecă-ne putințele noastre, pentru Dumnezeu. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, făcție-n voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de-a pururea de nouă noastră și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne mărește cel cu Tău. Ca Ta este împărăția, putere și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat noi. Bine este cuvântat cel ce vine într-o lume Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat noi. Bine este cuvântat cel ce vine într-o lume Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o lume Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o lume Domnului. Precum cazie lui Zachim, penetrarea Ta în stație s-a făcut mântuire. Așa și acum penetrarea preoților Tăi și care-i binevoit a intra în casa lui Zachiei și Te-ai făcut mântuirii lui și la toată casa lui. Însuși acum păzește-ne vătămați de toată stricăciunea pe aceștia care vor să viețuiască în această clasă, aducând Ție rugăciuni prin noi nevrednicii și cererii, binecuvântându-i pe dânșii și locașilor de aici și viațelor fără bântuială, totdeauna păzindu-o și pe toate bunătățile Tale, cu binecuvântarea Ta, în destul, dăruindu-i spre folos. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capitele voastre, Domnului, să ne plecați Ție. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cel ce într-o geninată locuiești, peste snei te privești, cel ce ai binecuvântat casa lui Lavan la intrarea lui Iacob și casa lui Pentefri cu venirea lui Iosif,
cel ce ai blagoslovit casa robului tău abiedar, prin aceasta și pe cei ce vor să învețe în ea, îi îngrădește cu frica ta ce dumnezeiască și păzește nevătămat de cei protivnici și de primitelor blagoslovenia ta, din înălțimea Sfântului tău locaș, și binecuvintează și înmulțește toate cele bune în clasa aceasta. Ca al tău este a ne milui și a ne mântui prin noi Dumnezeu nostru și te slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfințitul Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Gheorghe, la Ipana, s-o părți la Mișu. Oare cum e? Portretul e în mâine, da? Da, că el e pictat așa, da, pe perete. Da, alături, da. Da, da. În partea asta, cred că da, și în sută, sută. Așezarea crucii acesteia sfințite. Așezarea crucii acesteia sfințite în numele Tatălui și a Fiului care era mai mare și de fapt și era bogat și el căuta să-l vadă pe Iisus.
și l-a căutând Iisus, l-a văzut pe dânsul, a zis către el, Zahie, coboară-te jos, că astăzi mi se cade să fiu în casa ta. Și grăbindu-se, Zacheu s-a coborât și l-a primit pe Iisus cu bucurie în casa sa. Și văzând toți scârteau zicând că de ce a intrat Iisus să găzduiască la un păcător. Iar Zacheu s-a zis către Iisus, Doamne, iată jumătate la mine le-au dau săracilor și te-am năpăstuit pe cineva cu ceva. Eu întorc împătrit. Și a zis către Iisus că astăzi s-a dat mântuirii casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam, fiindcă fiul lui a venit să caute și să mântuiască pe cel ce era pierdut. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Peste casa aceasta și peste robii lui Dumnezeu, roaba lui Dumnezeu, Ludmila, împreună cu elevii și părinților lor, și pentru ca să-i apere pe dânșii de boală, de neputință, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvării altor neamuri, astfel și aducătoare de moarte durească lor sănătate, cu zile îndelungate să-i îngrădească, pentru toate să le sporească, să zicem toți, Doamne, auză-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție ta toate mai și sari și în toate și prostitilor, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un puș pe oameni iubitoră. Amin. Roabilor lui Dumnezeu, roaba lui Dumnezeu, Ludmila, împreună cu elevii și părinților lor, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate, sporire într-o toate și repune și păzește pe dânsii într-o mult și fericița. Sfințenia care am dat-o cândva, ea se înlătură. Dar dacă se face sfințirea școlii sau clasă de mai multe ori, atunci trebuie să conștientizăm că Harul Duhului Sfânt petrece cu noi. Cel ce este dădător de înțelepciune, cel ce este vizietor de toată bunătate. De aceea dorim ca această sfințenie să fie prezentă în acești pereți unde dumneavoastră veți petrece timp de 9 luni de zile aici, zile răsfoind firile cărților, dar sorbiți înțelepciuni, și lumească, și dumnezeiască. Deci, doresc ca acest an școlar care se începe astăzi să fie un an de bun augur, să aveți toți de plină sănătate, să vă străduiți, să nu lipsească nimeni nici într-o zi, ca să nu se rupă lanțul cunoștință. O datorie importantă aveți de a vă respecta și de a stima învățătoarea voastră, care este educatoarea voastră zilnică și toți ceilalți profesori care se străduiesc să vă dea de plină înțelepciune
și să vă facă oameni plini de bunătate și de evlavie. Căci societatea noastră are nevoie de așa oameni. Îndeajuns este pe pământ ură, vrajbă, invidie și dușmănie. Trebuiesc oameni înțelepți, plini de bunătate, plini de milă și îndurare, ca să se poată perpetua lumea mai departe, să se nască alți copii și să răsară în fiecare zi soarele și să vie ploaia cea bogată peste pământul cel însetat. Mult și fericiți ani și la părinți, și la elevi, și profesoare, și la tot corpul didactic. Și trăiți mulți și ani fericiți și să ne auzim cu toți grijuși. Fiți fericiți! Copilașii o streacă și o să ne rugim ca să-i dea înțelepciune prin Sfântul Mier, care o să-l dea. Următor. Să-mi băieței, din parte și aici. Și să vă așa parte și din clasă, pentru că aflându-mă în locașul ăsta deja accidentat.
dat în dispoziție, în distribuire, adică să păstrați bine tot mobilierul, să păstrați sala de clasă care cu multă situare, asta e munca voastră, munca părinților voștri care ați preparat-o, ați păstrat-o și de aceea cum o să păstrat, așa o să o aveți. Vreau și eu am mai avut ocazia să fiu prin școală, adică prin sala asta și am văzut că într-adevăr, era ca într-o maritață, era ca într-un post de grajd, așa, lăsat în uitare. Însă, intrând acum, deschizând ușa, mi-am avut o impresie foarte plăcută. Adică, în primul rând, vreau să vă spun, vedeți, noroc de părinți, cum scade, care trebuie să plecați capul în fața lor, să-i stimați, să-i ascultați. Aveți noroc de un conducător de clasă, Daniel, care a îndrumat, a putut să vă unească, să ajungă cuvântul ei la părinții voștri, la voi, ca să faceți așa lucru mare în timpul de față, când finanțele știm toți cum să. Deci eu vă dat noroc toți să păstrați bunurile care le aveți și la școală, și acasă, că de asta din modul de păstrare bunurilor, de asta se ridică starea materială și economică a fiecare familie, fiecare persoană parte. Deci eu vă doresc succes în anul de învățământ și într-o așa sala de clasă, eu am fost cu vas în urmă, pentru că am condus o comisie de control la școlilor din Reion și vreau să spun că eu nu vorbesc de toată școala, însă clasa, sala de clasa noastră care ne găsăm de problemă astăzi aici, vreau zic că o comparăm cu o clasă cu toată școala din Cărnățănii Moi, care anul trecut a făcut o reparație așa capital și în intermediul fondului de investiții sociale. Școala de la Ucraina, care puteți să colaborați, adică la Florica, o școală foarte mică, vreau să spun că au fost un lagăr de origine pentru copii și l-au modificat, adică l-au adus la cerințele școlii. Plus, eu căsut simplu, așa cum în coridor, câteva clase, o școală e amenajată, e aranjată așa, că se află permanent aici în clasa voastră și să vă păzați cu toate prietenii. Facem o fotografie copiii, părinții.